Bună, sunt Mihaela și astăzi revin cu un mic colet, bineînțeles, de pe Nolia. Am comandat niște produse noi și niște produse de bază. Mai întâi mi-am luat Rubber Clear-ul, cea mai bună bază clear, după părerea mea. Am avut unghii de 6-7 săptămâni fără lifting. Mi-am luat de data asta super top. Cei de la Nolia au două topuri lucioase. Acesta e super topul. Nu l-am încercat niciodată, dar am auzit că este super. Așa. Pentru că vine sezonul sandalelor, am luat ceva pentru pedicură și mai exact pentru călcâie, un vid din acesta special cu rezerve de unică folosință. Abia aștept să le folosesc. Și două produse noi, o culoare și un top special. Acestea au apărut de curând. Cei de la Nolia au acum niște produse noi, niște rubber base-uri noi, dar nu mi-am luat din acestea, mi-am luat o culoare și un top special. Culoarea se numește Petunia. Pentru iubitoarele mele de culori deschise și nude-uri. Este o culoare tare drăguță, un pastel, un lila pastelat, foarte drăguț. O să fie iubit. Să-l pun și pe tips să-l vedeți. Foarte cremos și pipetat, așa cum m-am obișnuit produsele de la Nolia să fie. Foarte frumos. Pe cameră se vede un pic mai albă nuanța, dar e foarte drăguță. Și v-am spus un top special. Un top cu sclipici holografic. Se numește Prisma Illusion Top. Să vi-l arăt. Ia să văd dacă pun un blitz. Așa. Oh, perfect. Ia uitați ce sclipici holografic. Drăguț. Exact așa cum mă așteptam. Super. Cu acest top pot să transform orice culoare într-o culoare cu sclipici holografic. Pentru că mai am un top cu sclipici, dar nu holografic. Acest top este și cat eye. Nu am știut, dar am spus să-l încerc un pic cu magnetul. Ia să dau în partea asta. Vedeți? Super! Wow! Foarte drăguț acest top. Și cam atât mi-am comandat de data aceasta. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Dați un like dacă v-a plăcut videoclipul
Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!